Suntem la o demonstrație, la o grevă pașnică legată cu agricultura, sunt tractoare, sunt agenți economici. Care este durerea noastră? Durerea între ceea că prețul la motorină s-a ridicat, dar prețul la producția agricolă o scăzut la sunt mai joasă la nivel de anul trecut. Dacă sunteți la curent, un kilogram de grâu astăzi se vinde la 4,40 lei, floarea soarelui s-a început cu 10,80 și s-a scăzut la 9 lei. Într-un cuvânt, e dureros, producția anul acesta a fost secetă, producția s-a strâns foarte puțin. Dacă noi discutăm floarea soarelui la noi, am strâns la o tonă jumătate la împrejur, grâu s-a strâns 2 tone, porumbul în legătură cu seceta nu avem nimic și întrebarea este așa că nu știm cum să ne descurcăm. Vreau că Ministerul Agriculturii ne-a științat că la momentul de față noi am amânat și am pus decizii cu trencele, nu o să avem întrebări. Nu o să avem întrebări cu firmele care astea și vreau să spun că în primul rând, numai la noi, cred că așa e legea, că Domnul a spus că chiar și dacă nu ești în stare, să plătești impozite, cum chiar, oare este impozite, o să fie amânate și nu o să plătim cânea. Vreau să spun chiar ieri, m-au sunat și mi-au spus că în legătură cu aceea, de ce n-am transferat banii pentru impozit de venit? Știți că este lege, ca noi trebuie undeva să progresăm impozitul pe venit și undeva un 30-40% noi trebuie să plătim. Asta se primește așa că mânzuie în iapă, dar de-am noi că facem căpăstru. Eu s-o cot cu guvernanță trebuie să întoarcă întrebarea dată și impozitul de venit să fie calculat și plătit la sfârșit de an. Mai ales anul acesta cu seceta care iese. Noi suntem pașnici că dorim ca cineva să calculeze pe prețurile. Vreau să spun că de ce prețurile joase? Toată producția care a fost în Ucraina, toate întreprinderile de păsări, care e agricola nord, lipopriomul este combinat, care sunt tăti, sunt pline cu grânile care de Ucraina. De atâta și la noi care e situația. Trebuie să fie o legă în care da, noi trebuie să ajutăm ucrainenii, dar ei trebuie să meargă tranzitul pe Republica Moldova și să ducă în România. Dar nu producția lor să rămâne pe loc. La noi situația e foarte grea. Și vreau să spun că interesul statului și este că să fie agenți economici ca noi să plătim impozite, dar se primește că cam suntem lăsați în foaia asta.